Doamnă, domnule, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Culture pe Coordonate. Discutăm în seara aceasta despre cultura școlară, despre parteneriatele școlare, despre modul în care școala se deschide în raport cu cetățeanul, în raport cu elevul, în raport cu cei care sunt parteneri pentru acest act de educație. Se creează parteneriate între instituțiile care coordonează procesul de învățământ, între licee, școli generale și, bineînțeles, parteneriatele sunt continuate de către asociațiile părinților și cu părinții în sine. Discutăm în seara aceasta despre aceste parteneriate, despre proiectele care se desfășoară în diferite instituții de educație din Constanța și din județ, evident, cu invitatele mele. Este vorba despre Lavinia Robe, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Valului Traian, partener într-un proiect educațional despre care vom vorbi imediat. Este vorba despre consilier de imagine profesorul Florentina Butcaru de la Liceul Teoretic Lucian Blaga și despre Trache Elena, profesor doctor la Liceul Lucian Blaga, Liceul Teoretic, cum aminteam mai devreme. Discutăm despre modul în care noi reușim deopotrivă cei care suntem beneficiari educației, dar și instituțiile de educație să comunicăm, să colaborăm și să creăm proiecte care să ducă pe termen lung la efecte pozitive. Bună seara, doamnelor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună seara. Și, bineînțeles, mulțumesc pentru faptul că mi-ați onorat această invitație și de a veni în spațiul public să discutăm despre ceea ce se întâmplă în școli. Pentru că, din păcate, în media există foarte multe informații negative și sunt știri cu tenta negativă despre mediul de educație, despre învățământ și, în general, școala este cumva câteodată zugrăvită în termeni negativi. Ce se întâmplă, de fapt? Și lucrurile nu stau așa. Eu știu că nu stau așa. Doamna Robe. Da, uneori se zice școala este de vină. Se întâmplă lucruri din cauza faptului că în școală nu sunt ajutați copiii să priceapă, nu ajută școala la educație. Din experiența proprie, nu foarte multă, de 21 de ani, dar spun eu suficientă, întâlnirile dintre părinți și proprii copii acasă sunt foarte scurte. De fiecare dată la ședințele cu părinții nu există timpul. Cât timp stați de vorbă ochi în ochi? Că așa, făcând treabă și întrebând copilul ce ai făcut astăzi, cum te-ai descurcat, ți-ai pregătit lecțiile, ai fost ascultat, s-a întâmplat ceva bun, s-a întâmplat ceva rău și nu-i priviți în ochi, nu veți avea niciodată certitudinea sau sigur nu veți primi răspunsul pe care ar trebui să-l dea copilul. Și atunci, stând de vorbă cu doamna Dumitru Anastasia de la Lucian Blaga, cu Nicoleta Ciobanu de la Liceul Murfatlar, Liceul Teoretic Murfatlar, ne-am gândit că este bine să încercăm să aducem părinții aproape de școală, altcumva decât în ședințele cu părinții, pentru că este știut în ședințele cu părinții, deși noi suntem orientați și ne propunem la fiecare ședință să avem dezbătut o anume temă vis-a-vis de educație, da, a elevilor, da. Într-un final se rezumă la citirea notelor și ce s-a mai întâmplat, de obicei dacă negativ, sunt absențe, da? Și copiii au făcut probleme. Exact. Sau nu. Și se ajunge către sfârșitul ședinței, nu mai este timp pentru ceea ce voiam să transmitem sau devine neinteresant, pentru probabil se tensionează situația și atunci am zis, hai să încercăm să aducem părinții aproape de noi, altcumva. Nu știu în ce măsură am spus bine școala părinților, dar în ultima vreme sunt din ce în ce mai mulți părinți foarte tineri. Nu reușesc ei să managerieze această relație a lor cu copilul și cu școala în același timp, adică da. Acest, să spunem, triunghi educațional, pentru că totuși da? Părintele așteaptă de la școală, școala așteaptă de la părinte. Să știți că am primit o întrebare de la un tătic într-o ședință. Cine este de vină? Noi părinții da? Sau școala? Inițial am avut impresia că este ușor arogantă întrebarea. Or, omul chiar era curios să afle, domnule,
unde se întâmplă? Cui revine responsabilitatea? Și unde se rupe șirul informațional, sigur, la urma sigur. Urmei, pentru că își dorea foarte multe lucruri bune pentru copil și nu pricepea, oferă prea multă larghețe în educația acasă, nu îl supraveghează foarte mult în activitatea școlii, școala nu oferă informații părinților și atunci ne-am gândit că este bine dacă vrem să avem niște cetățeni onești, deosebit educați, responsabili, da? Și cu care să ne fie drag să conviețuim la un moment dat, pentru că vom ajunge, trebuie să recunoaștem, colegi cu foști elevi. Sigur, sigur, sigur. Prieteni cu foști elevi. Sigur, sigur. Și parteneri în diferite meserii, profesii, eu știu, acțiuni, proiecte, parteneriate, sigur, pentru că ei inevitabil vor ajunge în instituții, vor derula, vor fi funcționari, vor fi profesori, vor fi oameni care vor activa în mediul privat și automat vor fi interacțiuni, să spunem așa, între școală, dumneavoastră ca reprezentanți ai școlii și, bineînțeles, ei ca foști absolvenți, beneficiari ai sistemului educație. Acum, vă rog, continuați. Și atunci ne-am gândit, pornind întâmplător de la moto UNICEF-ului, spunem și o să uit, arată-mi și poate n-o să-mi amintesc, implică-mă și o să înțeleg. Sigur, e foarte important pentru că e un moto. Și atunci motivant. Implicarea părinților în tot ceea ce înseamnă educație, tot ce ține de educație juridic, sănătate, sociocultural. Sigur, sigur. Poate au ocazia să primească niște informații, poate nu. Poate își aleg un cerc în care să comunice, poate nu. Își doresc să-și lămurească niște curiozități sau să găsească rezolvarea unor probleme, nu știu unde să caute. Și atunci, din puținul sau suficient, nu știu cum să o spun într-un final, de experiență pe care îl avem noi, sigur nu va fi suficient niciodată. Sigur, sigur, așa este. Sigur nu vom acoperi niciodată toate nevoile și curiozitățile părinților. Dar am zis, pentru bunul mers al educației, este bine să ne implicăm și să, din timpul nostru liber, pentru că asta de fapt facem, cum bine știți, prima întâlnire am avut-o în zi de duminică cu părinții și au fost mulți părinți la Valul. Au fost destui interesați de educație. Paradoxal, mulți dintre ei cu pregătire superioară, unde ai zice că își pot găsi niște răspunsuri la niște întrebări, deci nu era o mare nevoie, dar prinși de acțiune ca atare, foarte încântați de idee, dornici următoarea întâlnire când este, da? Pentru că vrem să venim, vrem să știm, vrem să participăm, să comunicăm, să comunicăm. Ce ne mai spuneți, ce oameni ce ne pregătiți? Și aș vrea să vorbim mai mult după ce prezintă și doamnele Butcaru și Trancă celelalte proiecte. Aș vrea să vorbim și să intrăm puțin în miezul acestui proiect, pentru că el este puțin atipic. El e puțin atipic pentru că se realizează între școli generale și un liceu, se realizează între mediul rural și mediul urban și există deopotrivă reprezentanți din toate segmentele acestea, să spunem, educaționale, dar și de reprezentare parentală, ca să vorbesc așa, să folosesc un termen sociologic. V-aș ruga, doamna Butcaru, acum, pentru că sunteți consilier de imagine al Liceului Teoretic Lucian Blaga, să ne vorbiți un pic de proiectele pe care le aveți în derulare acum. Aș vrea să pornesc de la ideea că în contextul prezentat de doamna există totuși o categorie mare de părinți, cel puțin în mediul urban, care se implică în activitățile extrașcolare, în proiectele educaționale derulate în școală. Vorbim de un parteneriat real între școală și părinți. Ca instituție de educație. Exact, da? Și părinți ca tutori legal ai părinților, sigur. Că până la urmă acesta este statutul părinților. Eu am să prezint câteva proiecte educaționale derulate în cadrul liceului nostru, unde părinții s-au implicat într-o măsură foarte mare. Vorbim de proiecte educaționale desfășurate la nivelul ciclului primar, unde implicarea părinților este majoră. Proiectul educațional Pas cu Pas spre viața de școlar a fost derulat în parteneriat cu grădinița cu program prelungit numărul 53 Constanța,
activitățile derulate au încercat să găsească o cale eficientă de apropiere a părinților preșcolarilor și a elevilor preșcolari de mediul școlar, o cale mai ușoară de adaptare la acest nivel. Și bineînțeles că a fost vorba de un parteneriat între instituții care fac parte din cicluri diferite ale sistemului de învățământ. De învățământ, sigur că da. Un alt proiect educațional cu mare eco a fost derulat la nivelul ciclului primar și la nivelul ciclului gimnazial. Este vorba de proiectul educațional Bunul Creștin. Acesta s-a derulat în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română prin Biserica cu Hramul Sfântul Cuvios Kerman și Universitatea Ovidius, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Am înțeles. Abordarea acestui proiect s-a realizat pe trei nivele. Nivel formal, informal și non-formal. La nivel informal am urmărit comportamentul din conduita elevilor. La nivel non-formal am vizat acțiuni și influențe sociale, dar într-un mediu instituționalizat. Și la nivel formal am urmărit componenta intrinsecă a educației școlare. Dintre activitățile derulate în cadrul acestui proiect, mare succes au avut activitatea din octombrie Să fim buni creștini. Și s-a petrecut unde? La liceu sau în cadrul universității sau la biserică? La liceu, cu ambele instituții partenere implicate, adică au fost și studenți de la teologie care au fost la noi și au participat la dezbateri cu elevii de clasa a noua, au fost și reprezentanții bisericii cu care am încheiat parteneriatul. O altă activitate interesantă unde părinții ne-au ajutat foarte mult a fost cea denumită Spiritul Sărbătorilor în Sufletul Copiilor. În același context, am derulat și un parteneriat care a implicat Centrul de Incluziune Delfinul. Incluziune socială. Da, incluziune socială. Asta a fost derulat în perioada Sărbătorilor Crăciunului, să înțeleg. Da, și în perioada Sărbătorilor Pascale. Pascale, care tocmai au trecut. Da. Un alt proiect deosebit de important derulat la nivelul liceului a fost Cercul de Teatru Euforion. Punctele forte ale acestui proiect constă în activitatea bogată derulată în acest domeniu. Este o ocazie de a crea un cadru favorabil exprimării creative a elevilor și de a antrena toți partenerii implicați în parteneriate fără a avea ceva semnat. Noi cu părinții semnăm un acord de parteneriat la începutul fiecărui an școlar. Am înțeles. Parteneriatul real implică mult mai multe activități care sunt prinse în protocolul acela de colaborare. Alte proiecte educative deosebite importante, în sensul că acestea sunt prinse în programul dumneavoastră, da, de acțiuni. Calendarele de activități județene, interjudețene, regionale. Dintre amintesc proiectul educativ, interdisciplinaritate, literatura și alte arte. Acesta a fost avizat de Ministerul Educației și Cercetării și a fost cuprins din anul 2011 în calendarul activităților regionale și interjudețene. Din anul 2012, acesta face parte și din calendarul județean al activităților educative la nivelul județean. Le putem enumera după aceea când o să faceți o nouă intervenție și ruga acum pe doamna Irena Atrache să ne vorbească despre colocviile blagiene, s-aș putea spune așa, un brand aniversar pentru Liceul Lucian Blaga și se aniversează undeva la 9 mai, ziua de naștere a poetului Lucian Blaga. Anul acesta televiziunea Litoral TV a fost parteneriat, a fost partener media și a venit, a filmat, am avut și câteva știri date din cadrul spectacolului, au fost spectacole în care au evoluat copii recitând poezii, o piesă de teatru, copii care au evoluat la diferite instrumente, modul în care s-au prezentat diferite creații ale elevilor. Să vorbim un pic despre colocviile blagiene ca, să spunem așa, un sumar sau un tip de proiect care se desfășoară și de activitate culturală și educațională care se desfășoară în fiecare an cu ocazia zilei de 9 mai. Da,
Proiectul Colovii Blagiene este rodul muncii unei echipe de profesori la nivelul liceului. Puteți să-i și amintiți dacă da, doriți, niciun fel de problemă. Doamna director Iuliana Alina, doamna director ajunct Baselena, doamna profesor Miu Germen, doamna profesor Dumitru Anastasia, Manuana, doamna profesor Manuana. Deci un grup destul de consistent de profesori care au conceput acest... Proiectul se derulează de aproximativ 3 ani. A fost un proiect acum 10 ani, fix 10 ani, cu derularea unei excursii la Sebeș. Această excursie a mai avut loc și acum un an, tot în acest proiect. Noi avem o colaborare cu Liceul Teoretic din Sebeș. Lângă Sebeș se află comuna Lancrăm, unde de fapt este mormântat Lucian Blaga, e casa memorială Lucian Blaga, da. Și probabil că au avut ocazia copiii să poată vizita de fapt și casa memorială și mormântul lui Lucian Blaga. Au avut și această componentă, excursia de a vizita toate locurile. De asemenea, acest proiect oferă elevilor posibilitatea de a descoperi printr-o educație de tip non-formal personalitatea omului de cultură Lucian Blaga. Obiectivul general al proiectului este de a prezenta printr-o abordare transdisciplinară opera poetului și filozofului român. S-a realizat acest proiect pe secțiuni, secțiunea traduceri în limba franceză și engleză. Din română. Da, din română. Secțiunea de creație, secțiunea teatru, jurnalism și de asemenea este secțiunea culorile primăverii care are ca domeniu pictura și arta. Ca un fel de mică tabără de pictură, da? Și o expoziție de fotografie. Anul acesta în proiect a fost și secțiunea de creație plastică pentru elevii cu CES. Noi avem în liceu asemenea elevi care nu au niciun alt obiectiv, altă preocupare decât să fie încadrați în colectivele lor și mai ales prin activități extracurriculare. Tocmai pentru a se integra perfect în... Sigur, în acest grup educațional. Ajung înapoi la dumneavoastră, doamna Robe, și v-aș ruga acum să ne vorbiți despre deschiderea acestui proiect, pentru că dumneavoastră a fost partenerul, dacă puteți spune așa, pilot, cel care a deschis prima dată acțiunea între părinți și cei care realizează educația, profesorii, și știu că acolo au fost prezenți profesori de la Liceul Lucian Blaga, profesori de la școala parteneră din Mulfatra, de la Liceul Teoretic din Mulfatra și, bineînțeles, colegii dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră ca manager al instituției al școlii gimnaziale numărul 1 de la Valului Traian. Vorbiți-ne un pic despre modul în care s-a derulat această întâlnire. Eu știu că a durat câteva ore, a fost duminica, într-adevăr, că am fost și noi acolo, am filmat și v-aș ruga să ne vorbiți așa despre modul în care părinții, profesorii au reușit să comunice și în același timp să-și împărtășească, dacă vreți, experiența. Părinții de acasă, copiii și profesorii de la școală, altfel decât în cadrul acesta oficial al ședinței cu părinții. Dat fiind faptul că doamna Dumitru s-a gândit să aducă invitați din diferite medii. Că au fost și din comune diferite și din oraș? Da, dar vreau să vă spun, copiii sunt aceiași. Că spuneați, din mediul rural, mediul urban. Copii de școală gimnazială, copii de liceu. De liceu. În primul rând, am omis voit grădinița. Pentru că am zis, hai să începem pe școală. Nu că sunt prea micuți, să vedem cum reușim să legăm aceste întâmplări ale școlii cu părinții, ale părinților cu școala, cum îi aducem și ce rezultate vom avea la sfârșitul anului. Pentru că legătura trebuie să înceapă de la grădiniță. Cum îi preluăm,
cum reușim să aducem părinții alături de școală, alături de grădiniță, cum ni pregătim, dacă vreți, părinții de la grădiniță pentru școală, cum îi pregătim de la școala gimnazială pentru liceu, pentru că întotdeauna pasul acesta de trecere, grădiniță-școală, primar gimnazial, gimnazial liceal, întotdeauna există o inerție și e nevoie de a-i avea aproape. Profesor universitar Olga Duțu le-a povestit la prima întâlnire atunci, în 12 mai, părinților, multe lucruri interesante din experiența dumneaei. Pentru că dumneaei a urcat de la gradul de educator și până la profesor universitar. Mare lucru. 50 de ani de activitate. Sigur că da, mare lucru să a reușit să le îmbine și să le ia treptat, să le explice părinților chiar prin povești personale. Și prin experiența dumneaei, sigur. Și, sigur că da, din experiența dumneaei, mai rar astfel de profesori, sigur că da. Care trec prin toate etapele de învățământ, de educație și care mai sunt și dispuși la o anume vârstă să vină și să împărtășească din experiență. Și la momentul acela chiar a deschis subiect pentru două teme de întâlniri cu părinții. Părinții au fost extraordinar de încântați. Și aici mai intervine un alt aspect. Părinții se plictisesc la un moment dat de ceea ce le spunem noi în școala noastră. Și venind persoane străine din afară, deși poate au aceeași experiență sau poate povestesc aceleași lucruri, sunt altcumva, e altceva. Apoi ați intervenit dumneavoastră și cu de media. Asemenea cu media, sigur că da. Să promovăm lucrurile frumoase Să promovați lucrurile bune, pentru că în ultima vreme se întâmplă din ce în ce mai rar și copiii își petrec timpul, părinții. Iată un alt aspect vis-a-vis de întâlnirea pe care o vom avea într-una din activități cu părinții. Faptul că sunt lăsați în fața calculatorului sau în fața televizorului cu desene animate, ore întregi, necontrolat și după aceea se schimbă și preocupările și gândirea. Sigur că da, îi obosește tot acest timp stat inutil, fără niciun fel de finalitate și nu mai e loc, le mai spun eu, nu mai este loc în cutiuță de informațiile suplimentare de la școală. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția noastră despre proiecte, pentru că sunt multe lucruri de spus și, de altfel, foarte interesante pentru cei care ne privesc acum. Revenim după o scurtă pauză. Doamnelor, domnilor, în câteva minute revenim la Cultură pe Coordonate. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în direct în partea a doua emisiunii Cultură pe Coordonate. Invitatele ediției sunt doamnele profesoare de la diferite instituții de educație din Constanța și din județul Constanța. Este vorba despre doamna Lavinia Robe, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Valul lui Traian, o școală parteneră într-un program și într-un proiect de parteneriat numit Școala Părinților. Este vorba de a doua invitată a noastră în această seară, profesorul Florentina Butcaru, care este consilier de imagine al liceului Teodor Lucian Blaga și despre trache Elena, profesor doctor la liceul Teodor Lucian Blaga. Vorbim despre cultura educațională, despre cultura școlară, cultura, spunem, gimnazială și cea liceală și modul în care ea interacționează cu mediul acesta parental și cu societatea. Trecând la dumneavoastră, doamna Butcaru, știu că mai aveți în derulare și alte proiecte și discutând în partea întâi, ne-ați prezentat o parte dintre ele sau un număr al lor și acum v-aș ruga să ne vorbiți despre restul proiectelor aflate în derulare la liceul Teoretic Lucian Blaga. La nivelul liceului nostru am încercat să implicăm foarte mulți părinți la nivelul liceal, pentru că există foarte mulți părinți la nivel primar care se implică, numărul lor scade la nivel gimnazial, iar spre ultimul ciclu de învățământ numărul la acestora scade drastic. Să spunem că, de fapt, copilul crescând, părintele cumva se degrevează de responsabilitate sau adică îi lasă lui responsabilitate pentru a se descurca și are mai mare încredere în el, pentru că noi spunem
sunt mai mari copii, îi lăsăm singuri să-și ducă de grijă. Credeți că e mai importantă perioada aceea de învățământ primar pentru părinte? Din punctul meu de vedere, toate perioadele sunt foarte importante. E perioada aceea critică, trecerea de la nivelul primar la nivelul gimnazial, sigur, când copilul are nevoie de foarte mult sprijin din partea părinților. E adevărat că și la nivel liceal, problemele de frecvență care există în școli și ele implică participarea părinților în mod deosebit. Tocmai de aceea am derulat la nivelul liceului nostru proiectul Implică-te, viața ta contează. Acesta se derulează de 4 ani în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Centrul Județean de Asistență Educațională, cu Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog. Scopul proiectului a fost acela de a preveni traficul de persoane și consumului de droguri, atât la nivelul populației școlare, cât și la nivelul comunității locale. Am încercat să-i aducem pe părinți mai aproape de problemele copiilor lor, să înțeleagă că îi putem feri doar atunci când școala este în parteneriat real, sigur, cu familia și elevului. Să-i puteți implica, să aibă viziune nu doar din zona locuinței private, ci să poată veni în mediul acesta educațional, în cadrul liceului, în cadrul școlii și să privească lucrurile de acolo. Ajung la dumneavoastră, doamna Trache, și v-aș ruga să ne vorbiți un pic despre aceste proiecte editoriale. Este vorba de 2 volume care apar sub egida Liceului Teoretic Lucian Blaga. Este un prim volum editat de un grup de colege ale dumneavoastră. Este vorba de Elisabeta Liliana Linea, de care vorbeați mai devreme, directorul acestui liceu, Germen Miu, o altă colegă a dumneavoastră, Elena Basa, și Elena Trache, dumneavoastră, v-ați ocupat de această apariție editorială care apare la editura Estfalia în 2012. Se numește Lucian Blaga Interpretări. Este o lucrare apărută în urma colegilor vlagiene. De asemenea, în acest volum s-au adunat toate materialele realizate de către elevi, a fost, dacă puteți să răspăiți, parteneri în acest proiect, liceul Lucian Blaga din București, din Sebeș, diferite alte instituții. Elevii s-au implicat activ, de asemenea profesori, a fost și o secțiune pentru profesori care a vizat opera lui Lucian Blaga. Opera filosofică, poetică și literară. Și, pentru că el are și o operă autobiografică, este vorba de mai multe lucrări excelente de altfel, în care expune o întreagă, să spunem așa, perioadă, o întreagă epocă, dacă alimentim doar lunta lui Caron, unde face o trecere din lumea aceea, să spunem, echilibrată, interbelică, în lumea comunistă, și el este unul dintre personaje, mă rog, cu alt nume, care trăiește acea dramă, referindu-se la Caron, acel luntraș al fluvilor infernului. Foarte frumos intitulat Memento, Liceul Teoretic Lucian Blaga din Constanța, este un al doilea volum. Este primul volum din 2011, da? Acesta din 2011 se referă la toată activitatea Liceului Teoretic Lucian Blaga, 10 ani deci de existență. De asemenea, volumul a fost realizat de către o echipă de profesori și aș mai vrea să amintesc pe doamna profesor Reșit, doamna profesor Rădulescu Cornelia, doamna profesor Dumitru Anastasia, care s-a implicat extraordinar de mult în toate activitățile, ne-a ajutat extraordinar de mult și la corectură și este altceva când mai mulți ochi sunt atinți asupra acestor. Și bineînțeles, mai multe idei sunt puse în valoare și din acele multe idei ale unui grup de profesori ies foarte multe lucruri frumoase. Liceul Blaga este ridicat la rând de liceu doar de 10 ani? Da. Eu știam că e mai vechi, undeva în anii 90. Acum s-au împlinit 13 ani. Am înțeles. Și am văzut că în foarte multe, și venind acolo și filmând în diferite săli de clasă, am văzut că aveți foarte multe dotări. La standardul a fost cumva un fost proiect pilot sau a fost o instituție în care s-au derulat proiecte europene? Fonduri europene. În 2007, doamna director Lina Iuliana a avut
a fost un manager extraordinar. Și a accesat aceste proiecte. Da, aceste proiecte și avem fiecare catedră laboratorul propriu cu videoproiectoare, cu laptopuri și tot, elevii, tot materialul didactic necesar. Inclusiv bănci, tot și, ce a fost nevoie. Și toate instrumentele necesare pentru fiecare catedră și pentru fiecare specialitate. Da. Revenind la dumneavoastră, doamna Robe, vă rog acum să ne spuneți și să aduceți aminte, pentru că un proiect de genul acesta de parteneriat cu un liceu din Constanța, cu un liceu dintr-o altă, dintr-un alt oraș, este vorba de Murfatlar, nu se desfășoară fără, să spunem așa, contribuția autorităților. Local la Valul Traian a fost susținut de? De către domnul primar. Așa. Prima întâlnire, în momentul în care a apărut ideea proiectului, după ce am discutat cu colegele mele, a fost de a discuta cu domnul primar, Florin Mitroi, pentru că vasta experiență de conducător al unei comunități, de susținător al problemelor, de purtător de griji ale comunității, am considerat că mă poate orienta în ceea ce este bine, cunoscând foarte bine comunitatea, unde și cum se poate așeza acest proiect, unde și cum am putea realiza profilele educaționale la nivelul familiilor. Suntem noi profesori, luăm legătura cu familia, dar primarul întotdeauna merge mai mult prin, sigur, prin și, sat. Și de regulă, o comunitate merge mai repede după primar, să spunem așa, categoric, oficial, decât după director sau după secretar sau după... Categoric, pentru că profesorul pune note și e acolo, ori primarul poartă de grijă. Sigur, sigur și că da. Mă tot uit, rezolvând anumite probleme sau încercând să punem anumite probleme ale școlii, regăsesc în primărie tot felul de probleme pe care le ridică comunitatea. Și atunci a fost primul om din afara școlii care ne-a susținut și în idee, în primul rând, ceea ce e mare lucru, pentru că putea să fie neinteresantă acest aspect, da. Dar atâta vreme cât, să se implice. Cât îl preocupă foarte tare pe domnul primar. Legătura, acest triunghi școală, comunitate, părinte și apoi a trebuit să vedem cât de bine merge și în inspectorat și am avut de asemenea susținere din partea doamnelor inspector Neagu și Portase. Și în momentul în care au auzit ce vrem a face, au spus da, este o idee extraordinar de bună, haideți împreună să vedem cum rezolvăm. Sigur. Este mare nevoie, ne-a susținut primăria, domn primar, consilierii. Și știu că un an de zile va dura acest proiect și veți avea întâlniri în mai multe, adică toți acești parteneri vor avea întâlniri în locații diferite, la liceul Blaga, la Murfatlar, da. La dumneavoastră, probabil că inspectoratul va organiza și într-o altă locație. Am avut și la târgu ofertelor educaționale, după prezentarea la noi la școală, am avut și la târg, oferită, iată, uită de inspectorat, partener în proiect, alături de primărie. Sigur. Nu putem, adică avem exista instituții de forță. Sigur că, dar care și nu susțin putem de fapt educația. Exact. Fără ele. Nu avem cum. Ajungem la dumneavoastră din nou, doamna Butcaru, pentru că purtătorul de cuvânt, consilierul de imagine, e important. Vă întreb acum pe dumneavoastră, în raport cu anii 2000 sau sfârșitul anilor 90, da? Și până în 2013, cum credeți că a evoluat învățământul? Este pe un trend ascendent? Sunt mai multe realizări acum? Erau mai multe înainte? Cum vedeți învățământul constanțean în general, ca profesor? Pentru că sunteți la catedră, aveți multe experiențe din diferite, să spunem, școli, aveți colegi.
Din păcate, se fac reforme după reforme sau reforme ale reformelor. Schimbările sunt amețitoare, iar cadrele didactice nu au altă soluție decât să se adapteze. Bulversează sistemul aceste reforme, credeți? Sau ele sunt menite să facă cumva ordine, pentru că s-a tot invocat faptul că sistemul trebuie reformat și sunt multe amendamente care trebuie aduse și legilor și instituției școlii și multor alte componente, dacă putem să spunem așa. Însă cert este că dacă vorbim de școala din anii 90, cea din 2012-2013 beneficiază de mai multe dotări. Este un alt management, să spunem, care vine cumva să îl încurajeze pe elev să poată merge mai departe și să se poată redefini, să se poată regăsi în acest sistem și să-l motiveze, pentru că înainte de toate trebuie să mergi la școală de plăcere și trebuie să mergi cumva motivat de faptul că fără școală nu poți să ai niciun fel de acces în societate, nu poți să faci nimic cu o comunitate de oameni care nu sunt educați, care nu au minima educație elementară, să poată citi, să poată scrie, să poată calcula. Calitatea cadrelor didactice din învățământul Constanțean menține echilibrul în ceea ce se desfășoară. Sigur, și în pregătire și în valoarea pregătirii. E adevărat că există și foarte multe licee în orașul nostru care au o dotare de excepție. E adevărat că părinții se implică în măsură destul de mare și elevii, să știți că sunt interesați de actul educațional. Faptul că s-au introdus disciplinele opționale le oferă posibilitatea de a opta pentru pachete educaționale diferite. Pachet educațional. Sigur. Doamna Trache, vă întreb acum, pentru că sunteți la fel profesor și activați în sistem, credeți că trebuie în viitor ca părinții să se implice mai mult sau să se implice în comunitatea? Cum credeți că s-ar putea crea un echilibru între școală? Pentru că, de regulă, noi părinții, de foarte multe ori, sau comunitatea, societatea, aruncă către școală responsabilitatea. Și e chiar și o vorbă, așa, în popor, pentru generația părinților noștri, așa vă învață la școală. De ce, totuși, doar școala trebuie să aibă responsabilități și restul entităților, părinții, instituții, comunitate, se derobează, să spunem, de această responsabilitate și aruncă vina pe școală? Da. Părinții, cel puțin la noi, la liceu, se implică în mod activ în activitățile elevilor. De asemenea, ar putea face mai mult? Nu numai la dumneavoastră, mă refer la liceu, în general, părinții ar putea face mai mult, pentru că doamna Butcare spunea că pe măsură ce avansează în pregătire, pe cicluri diferite de educație, părinții sunt sau vin din ce în ce mai puțin către parteneriatele acestea. Să știți că eu am clasa a 10-a la dirigenție și părinții se implică în mod activ în toate proiectele și sunt foarte interesați de tot ceea ce se întâmplă cu copiilor la școală. Și totuși nivelul liceal... Și aș mai aduce aici în discuție încă o contribuție a părinților. Știu că am filmat odată un proiect, sau de fapt o acțiune a dumneavoastră, de voluntariat, colectarea, mă rog, rechizitelor, hainelor, jucării și toate celelalte lucruri trebuitoare copiilor. Și le-ați donat în alte comunități unde era nevoie de ele. Da. Și continuați, să înțeleg, și anul acesta cu... Când se desfășoară această acțiune? În perioada sărbătorilor de Crăciun. Ori pascale, ori de Crăciun, numai de Crăciun. De Crăciun. Am înțeles. De Crăciun. Eu vă felicit pentru ce faceți și eu cred că totuși, pe lângă informațiile negative pe care le auzim din media mai tot timpul, există foarte, foarte multe instituții școlare, să spunem așa, eroi nevăzuți a educației, cum spunea doamna Butcaru, valoarea cadrelor didactice și dăruirea lor, implicarea. Vorbeați mai devreme, doamna Robe, despre timpul acesta extrașcolar pe care îl folosiți tocmai pentru a crea aceste proiecte. Eu cred că eroi nevăzuți ai acestei educații și acestui nivel, să spunem, al calității, sunt profesorii, pe care de foarte multe ori noi nu reușim să-i identificăm și să le mulțumim pentru faptul că acolo nevăzuți de nimeni și poate de foarte multe ori, eu știu, greșit judecați, fac ceea ce este mai bun și ce pot ei cu resursele care sunt astăzi disponibile ca generațiile una după alta să fie educate și să ajungă
ca în anii următori să preia pârghiile administrației, pârghiile tuturor instituțiilor din România. Eu cred că de acum încolo lucrurile vor merge la fel de bine și vă urez succes în ce faceți de acum încolo și vă asigur că noi vom fi parteneri media, numele meu și al colegilor mei de la postul de televiziune Tural TV, și vom încerca cât se poate de mult să promovăm toate aspectele pozitive, informațiile pozitive și, bineînțeles, toate proiectele și acțiunile care se desfășoară în instituțiile pe care dumneavoastră le reprezentați. Vă mulțumesc încă o dată pentru această excelentă intervenție și, bineînțeles, prezentarea proiectelor și vă aștept public aici, în Agora, să vorbim despre lucruri deosebite care pe toți le interesează, în primul și în primul rând deopotrivă pe toți, pentru că suntem membri a societății și la rândul nostru suntem părinți și avem copii. O seară frumoasă! Mulțumim! Sigur că da! Doamnelor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi, Cultură pe coordonate. A fost o emisiune interesantă, emisiune care prezintă, de fapt, modul în care profesorii, școala, dar și celelalte instituții, fie că sunt instituții de administrație, fie că sunt instituții care coordonează și care administrează o comunitate, fie că sunt instituții de educație, sunt partenere și își dau tot concursul pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte. Să sperăm că lucrurile pozitive vor fi din ce în ce mai multe și vor avea efecte pe termen lung pentru societatea noastră, societatea românească. Eu sunt Tănache Tușa, noi ne revedem sâmbătă, vineri seara, de fapt, la Cetățeanul România, când voi fi gazda dumneavoastră începând cu ora 20:30, iar sâmbătă la Mozaic Etnic începând cu ora 16:30, când vom prezenta alte subiecte de interes general. Până atunci vă doresc frumoase zile însorite și liniștite și să ne vedem cu bine. La revedere!